Liderii Partidului Social Democrat s-au întâlnit astăzi în București pentru a discuta despre decizia guvernului de a adopta ordonanța de urgență prin care a fost modificat Codul penal și proiectul de lege care vizează grațierea. Măsura adoptată de executiv a dus la proteste în toată țara. Din păcate, cei prezenți la discuție au fost de părere că populația este dezinformată și s-au pronunțat ca ordonanța de urgență mult contestată să fie menținută. La întâlnire a fost prezent și președintele PSD Maramureș Gabriel Zetea, însă acesta nu a putut fi contactat pentru a oferi detalii cu privire la evenimentul la care a participat. Băimărenii, în schimb, au decis ca și astăzi să iasă în stradă pentru a-și arăta nemulțumirea față de deciziile recente ale guvernului.